Bine, dragii mei, eu sunt Violet și bine ați venit la partea a doua a tutorialului cu pulovărașul nostru gri. Salutare tuturor! Partea a doua a videoclipului. Data trecută v-am arătat cum se lucrează modelul de pe față, da? Am lucrat spatele și o bucățică din față și a rămas să vă arăt în continuare ce și cum. Asta este fața noastră, a ieșit așa, da? Nu uitați că aveți nevoie pentru modelul acesta de ac de torsadă, care nu știu unde l-am pus. În fine, o să-l aduc și o să-l vi-l arăt imediat. Bun, haideți să vă povestesc ce e cu fața, da? Care e treaba cu fața. Noi am lucrat data trecută o porțiune mică aici jos, da? Eu am continuat până mai sus fața și am făcut înmulțirile pe lateral, da? De o parte și de alta, la fel ca și pe spate, da? Adică înmulțirile le-am făcut în rândul 49, 53, 59, 63 și 69, da? Deci am adunat încă 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri de o parte și 5 ochiuri de alta, doar că la alta încă n-am ajuns să lucrăm, da? Dar aici am adunat încă 5 ochiuri, da? Bun. Începând cu rândul 53, da, eu am făcut o înmulțire și când la a doua înmulțire am început să lucrez și V-ul meu, da, sau anchiorul, mai bine zis. L-am început așa de jos pentru că vreau să fie destul de decoltat pulovărașul, v-am zis, se poate fi purtat la cămașă, da? Și în rândul 53, când am ajuns eu aici, mi-am luat jeteul deoparte, iar aici am împărțit lucrul în două. Eu am numărat și ajunsesem să am pe antrele 100 de ochiuri, da? Plus ăsta care l-am adunat în rândul 53, deci 102 ochiuri, da? Și lucrând rândul 53, nu l-am terminat, da? Eu aici n-am mai ajuns. M-am oprit fix la mijlocul lucrului, dar înainte să mă opresc, am închis aici două ochiuri, da? În V. Înainte să ajung la al 50-lea ochi, am lucrat 40 și 8, 2 le-am închis și 1 de margine, da? Decolteul. Scădem câte un ochi din 4 în 4 rânduri, da? Adică în rândul 53, 57, 61 până la 109. Deci noi aici mergem până sus, tot scăzând în fiecare al patrulea rând câte un ochi, adică lăsăm un ochi de margine și două le lucrăm împreună. Bun? În același timp, aici făcând înmulțirile pentru sub braț, da? V-am zis, identic cum le-am făcut și la spate. 5 înmulțiri, da? Din câte rânduri ne-au ieșit nouă aici? Tot din 4 în 4 rânduri și aici, da? Bun. Aici am făcut înmulțirile, aici facem scăderile, da? Când am ajuns în rândul 71, da? Am început să fac scăderile pentru răscroiala mânecii, da? Iar pentru asta, eu am ales să fac scăderile în felul următor, da? Am început ca la spate, vedeți, în rândul 71. Am scăzut două ochiuri, adică lucrați 3 ochiuri împreună. Eu o să vă arăt imediat și pe practică, dar până atunci vă povestesc teorie. După aia, pe dos, un ochi, iarăși două pe față, adică ce înseamnă minus 2 ochiuri? Lucrați 3 ochiuri împreună. Ce înseamnă minus un ochi? Lucrați 2 ochiuri împreună, da? Și asta este schema. Eu vă dau mai aproape, că poate vă copiați și voi. Cum am făcut scăderile la mânecă, da? În rândul 71 minus 2, în 72 minus 1, în 73 minus 2, în 74 minus 1, în 75 minus 1. Și după aia de fiecare dată am scăzut câte un ochi doar pe față până la rândul 107, da? Deci minus un ochi, minus un ochi, vedeți în fiecare rând din par. Sau pe față, mai bine zis, da? Lăsați două ochiuri în margine, foarte important, da? Două ochiuri rămân în margine și după aia următoarele le închideți, da? Și așa am ajuns să lucrez 115 rânduri, da? În rândul 107, da, în rândul 107, uitați-le aici, am făcut ultima scădere,
Vezi că avem camera prea departe, da? Pe aici undeva era rândul 107, am făcut ultima scădere, după aia am mers pe la 115 pe drept, iar aici mi-am făcut scăderile în V în continuare până la 109, da? 109 și până la 15, iarăși am făcut 6 rânduri pe drept, doar ca să-mi termin acest model de romb aici, da? Să se oprească așa aici, da? Să fie totuși întreg rombul ăsta și am mai lucrat 6 rânduri în plus. Acum, vedeți că eu cu numărătorul de rânduri am ajuns la 115, da? Adică cât am lucrat eu la partea dreaptă a V-ului nostru. Acum ce o să fac? V-am zis că aici noi scădelele le începem cu rândul 53. Eu o să dau numărătorul de la 0 odată, îl resetez și îl recalculez aici, pun 53, pentru că noi în rândul 53 am început să lucrăm separat partea dreaptă, da? Pun 54. O iau de la început, am mai apăsat în plus odată, nu-i nimic. Se întâmplă, da? Suntem în rândul 53. Bun. Le număr pentru că să iasă simetrice, da? Acum lucrez rândul 53. Și începem să lucrăm această parte, da? Îmi iau firul. Și o să vă arăt cum fac scăderile, înmulțirile și tot așa mai departe, da? Conform caietelului. Noi în 53 avem înmulțirile laterale de făcut, da? Avem aici un 53 și avem aici un 53, adică decolteul, da? În rândul 53 conform. Deci e foarte simplu, aici scădeți din 4 în 4 rânduri, da? Pe față, iar pe laterale faceți aceleași înmulțiri ca și la spate până la răscroala de la mânecă, da? Bun, lăsăm un fir deoparte, adică o bucățică de fir în spate și aici o să lucrăm primul ochi ca să nu, să putem să prindem firul, să începem. Așa, haide mă, dacă sunt două fire, le mai și prind. Da, ce avem în rândul 53? Trebuie să scădem în V, da? Astea două le lucrăm împreună, da? Facem prima scădere din V. Mai departe, astea le-am lucrat împreună, acum ia să vedem noi aici, așa, astea două pe față eu le-am lucrat așa cum erau ele și după aia cu următorul încep să lucrez modelul, stați să-mi aduc acum, așa, coborâm ochiurile, lucrăm un ochi pe dos și aici le urcăm înapoi pe Andreana și așa până la capătul rândului. Vă respectați modelul, da? Astfel încât să avem continuitate de la partea de jos până la partea de sus. Modelul este extrem de simplu, nu trebuie să vă complicați prea mult. Eu deja nici nu mă uit la schemă pentru că e clar că trebuie să o iau unul în dreapta, altul în stânga, da? Când trebuie să o ia spre stânga, le lăsați în față, când trebuie să o ia spre dreapta, luați un ochi în spate. Așa. Vezi că vreau să ajung la primul jeteu. Da? Ca să vă arăt la ce mă refer eu cu mulțirile pe lateral. Bun. Noi am uitat să menționez la umăr. Trebuie să rămânem cu 15 ochiuri pe Andrele, da? Eu de-aia am tot scăzut și din și de la V și de la răscroala mânecii, pentru că trebuie să ajung la umăr să am 15 ochiuri ca să fie identice cu ochiurile pe care le am eu pe spate, da? Deci asta trebuie să
țineți cont. Reamintesc că cadrele cu care lucrez eu sunt, s-au șters, numărul 3,5, parcă nu asta un pic, că s-a șters numărul la andrele. 4, da, numărul 4. Iar firul este Alize Angora Gold, pus în două. Așa. Întoarcem acolo înapoi. Trebuie să aveți grijă când lucrați cu două fire să le prindeți pe amândouă, da? Să nu vă rămână. Good. Iar acum aici facem un jeteu înspre spate, da? Pentru că aici avem ochiuri pe dos, ca să lucrăm un ochi pe dos, facem un jeteu spre spate. Acum întoarcem lucrul nostru și pe dos, schimbați, suntem la rândul 54, da? O să iau asta de aici ca să nu ne încurce vizual. Da? La rândul următor, lucrați ochiurile, da? Ăsta îl transformați aici în ochi pe față. Da? Și restul le lucrați ca atare, așa cum sunt ele, da? Acest model îl puteți aplica și la haine bărbătești, pentru că este unul universal, da, aceste romburi. Puteți să faceți veste sau chiar pentru băieții, pentru copilași, da? Unde vreți voi puteți să le aplicați. Bun. Așa. Lucrăm până la capătul rândului. Așa. Uite, este des, se mai întâmplă să mai introduce andreaua unde nu trebuie și să mai prindă ochiul, da? Deci asta lucrează pe față, iar ultimul ochi întotdeauna se lucrează pe dos. Asta știți, nu? Bun. Întoarcem lucrul, da? Acum la care rând suntem? La 55. Ne uităm pe schemă. În rândul 55 nu am de făcut nimic, nici scădere, nici adunare. Deci lucrăm rândul până la capăt. Practic, până când ajung la rândul 70, da? Eu o să am de făcut următoarele înmulțiri. În rândul 53 l-am făcut deja, o să mai fac în 59, 63 și 69, da? Adică din 4 în 4 rânduri pe partea laterală, dinspre mânecă. Iar scăderile în V o să le fac tot din 4 în... Nu, scuze, câte sunt aici, mă? Nu, aici nu sunt din 4 în 4, sunt odată 53, 59, 63, nu, sunt practic două înmulțiri la 10 rânduri, da? Scuze, n-am numărat eu bine. Iar în V, sigur, aveți din 4 în 4 rânduri, tot scădeți câte un ochi, da? Adică lăsați primul ochi, îl lăsați deoparte sau îl lucrați, nu-l lucrați, îl lăsați așa și după aia pe următoarele le închideți, da? Și o să închideți tot așa din 4 în 4 rânduri până mai sus, da? Bun, sper că nu m-am bălbuit, nici nu mai știu ce zic aici. Ok, deci eu în continuare vă respectați modelul și vă lucrați, deci sunt în rândul 55, nu am de făcut aici nimic, da? Îmi lucrez ochiurile ca atare, uitați că trebuie să mutăm acum ăsta. Mutați romburile, lăsând doar un ochi să fie ultimul aici, ăsta de margine rămâne ochi de margine, da? Pe ăsta nu-l mai mutați. Dar acum, dacă mai am un ochi pe dos, o să-l mut pe ăsta totuși. Ia, stați că-l mut așa.
ca să fie cât de cât simetric și după aia le voi transforma în ochiuri pe dos, da? Vedeți și voi după model cum simțiți, da? Data trecută nu l-am mutat, ar fi trebuit să-l mut data trecută, dar n-are nimic, am sărit un rând. Vedeți că aici tot așa l-am mutat și după aia el s-a închis și au rămas ochiurile pe dos aici. Da? Aranjați și voi modelul astfel încât să dea bine, dar lăsați ochiul de margine, nu umblați la el. Îl lăsați așa cum e el, da? O să fie un ochi pe față, practic, aici la decolteu 1B, da? Așa. Și aici le mutați, da? S-a înțeles. Haideți că eu lucrez până la răscureala de la mânecă și după aia la răscureală o să vă arăt cum fac scăderile, da? La răscureala de la mânecă, ca să nu... că durează mai mult până lucrăm acest model. Da? Și vreau să vă arăt încă o dată aici cum s-au... ca să știți cum vă fac, cum vă împărțiți romburile, da? Deci aici el se va elimina linia asta. După aici văd că după scăderi am avut loc să-l fac întreg. Aici l-am răsucit și l-am adus în stânga, n-am mai avut loc să-l fac întreg. Și aici s-au tot dus, da? Este ok, în mare, arată bine. Bun, eu o să lucrez până la rândul 70, da? Și o să ne revedem în momentul în care încep să fac aici răscureala de la mânecă, da? Ați înțeles. Aici faceți scăderi din 4 în 4 rânduri, iar mulțirile pe laterale le faceți în rândurile în care am făcut și la spate, da? Să fie identic. Așa, eu am ajuns la rândul 71, în care vă spuneam că o să începem să lucrăm răscureala mânecii. În rândul 71, eu aici am notat că scad două ochiuri. Adică lucrez până rămân 3 ochiuri pe Andreea, nu, 4, scuze, 5. 2 trebuie să rămână margine și astea 3 le lucrăm împreună, da? Adică eliminăm 2 ochiuri, da? Le lucrați împreună. Bun. Lucrăm ultimele două care au rămas pe Andreea. Acum întoarcem. În rândul 72, noi avem, trebuie să eliminăm un ochi, da? Așa. Eliminăm un ochi, 72. Adică primele două ochiuri rămân pe Andreea și astea două le lucrați împreună, da? Adică eliminați un ochi. Aici. După aia rândul până la capăt se lucrează așa cum este el, da? Așa. Bun. În rândul 73, noi o să avem și eliminare la V, da? Adică scăderea unui ochi în V și vreau să vă arăt și un mic artificiu cu modelul. Să nu vă fie frică să exersați, să testați cu modelele, da? Nu e crocodil, nu mușcă. Atâta timp cât iese bine, trebuie să iasă. În acest rând, eu trebuie să mă deplasez și cu, cum să zic, cu rombul meu. Și atunci ce o să fac? Lucrez primul loc care e de margine, da? Cobor rombul și știți că noi aici trebuie să eliminăm, trebuie să eliminăm un ochi, că sunt în rândul 73. Deci eu cobor și acum elimin ochiul, da? Adică lucrez aici. Conform schemei, da? E
improvizați. Nu e nicio problemă dacă improvizați, astfel încât să vă iasă modelul, da? Atâta timp cât el se vede frumos pe față, nu o să vă caute nimeni să vadă dacă ați respectat în tocmai schema, da? Lucrăm rândul până la capăt. Așa. Vreau să vă mai arăt și a doua scădere de la sub braț. Așa. Există mai multe modele de ace pentru torsadă, este și așa, asta se mai folosește și pentru alte operațiuni în tricota, dar îl folosesc și ca ac de torsadă. Am mai multe tipuri de ace de torsadă. Și mai subțiri, și mai curbate, și mai important e... Așa, da? În rândul 73, conform schemei, noi trebuie să mai eliminăm încă două ochiuri, da? Aceeași operațiune, lucrez un ochi și astea trei le lucrez împreună, da? Când rămân 5 ochiuri până la margine, lucrez și astea două împreună, ok? Întoarcem și aici avem o scădere, da? Adică primele două se lucrează în rândul 74, iar astea două le închideți împreună, da? Le lucrați împreună, adică eu sunt concentrată la, aici la tricotat și mă mai bâlbui, sper să mă scuzați că na, trebuie să mă concentrez și ce fac aici, pe lângă ce vă povestesc. Dar, în principal, dacă vă copiați schema cu scăderile mele, nu e nicio problemă, da? Așa. Ochiurile se lucrează ca atare pe dos. Întotdeauna să vă notați ce faceți într-o parte, când aveți mai ales anchioruri sau lucruri din bucăți, ce faceți la o mânică să faceți și la cealaltă, unde faceți înmulțiri să faceți și în partea asta la altă, da? Mai ales când sunt situații cum este acest pulover, da? Bun. Acum ce o să facem, da? Nu o să mai lucrez în cadru pentru că ne ia foarte mult. O să repet încă o dată care este schema scăderilor. De acum încolo, da? O să scădeți la mânecă de fiecare dată pe față, da? O să închideți câte două ochiuri aici. De fiecare dată când o să lucrați pe față, da? O să eliminați câte un ochi de aici. Până o să ajungeți la rândul 107. Deci tot o să scădeți, o să scădeți, o să scădeți până o să ajungeți la rândul 107, da? Vedeți aici, eu tot am închis ochiuri. Iar în V... aveți această schemă, da? Închideți ochiuri în... Acum asta rândul 74, urmează 75. Mai în 77, 81, 85, da? Din 4 în 4 rânduri aici o să tot închideți câte un ochi, da? Aici închideți câte un ochi din 4 în 4 rânduri, iar aici în fiecare al doilea rând. Ok? Bun. Până o să ajungem la rândul 107, o să fie ultima închidere pe care o să o facem la... răscrăiala mânecii, iar rândul 109 o să fie ultima închidere la anchior, da? După aceea, pur și simplu mai lucrați până la rândul 115. 115 este rândul cu care am închis deja ochiurile, da? Deci am lucrat 114 rânduri și în 115 am închis. Lucrați până cât să închideți rombul, da? Să fie aici, să se termine frumos. Și asta ar fi tot ce înseamnă cu fața. Ulterior noi o să facem și gulerul, dar acum o să trecem la mânecă, da? S-a înțeles cu fața, nu e nimic, uite, o să întind așa, eu o să tot fac răscureala, așa arată
Da? Așa arată acum răscroaia la mânecii, dar V-ul ăsta se va duce aici la umăr, ăsta se va trage pe spate, deci o să arate bine, da? O să se tragă toată țesătura așa cum trebuie, da? Asta e tot ce am avut eu să vă spun la față. În continuare o să lucrăm mâineca, da? Acum o să trecem la explicație cu privire la mâineca. Bun, în primul rând mâineca vom monta pe Andrele 46 de ochiuri, da? Atâta am eu nevoie ca și lățime pentru mânecă, da? Deci numărul 1, montăm 46 de ochiuri, da? Montăm 46 de ochiuri, pe care le vom lucra cu elastic 1 cu 1, da? 14 rânduri, da? Lucrăm 14 rânduri cu elastic 1 cu 1. 14 rânduri. Elastic 1 cu 1. Bun. După ce am lucrat 14 rânduri, cum facem împărțeala? O să 4-6 de ochiuri se împart aproximativ la 3, da? Ar veni 15 plus un ochi în plus, da? Nu e nicio problemă. Eu o să procedez în felul următor. Lăsăm aici 16 ochiuri, da? Împărțim astfel. 16 ochi față. Ochi față, da? După aia o să avem 15 pentru modelul din mijloc, da? 15 rânduri, o să le păstrăm pentru modelul din mijloc și mai rămân 15 pe față în partea stângă, da? 15 ochi. Rând mijloc. 15 ochiuri, nu rânduri. Așa, da? Deci am împărțit așa, 16, 15, 15. Acum, în mijloc, când începeți să lucrați primul rând, da? Modelul va începe așa. Modelul va începe așa. 2 ochi pe dos, da? Se vede. 2 ochi pe dos. După aia avem 2 ochiuri pe față, 2 ochi față. Da? Iar aici în mijloc o să avem 7 ochiuri pe dos, da? Așa se împarte. Avem 7 ochiuri aici în mijloc, așa cum am avut la modelul romb, da? După aia avem iarăși 2 față și 2 pe dos, da? Așa. Ok. Deci 8 cu 7 fac 15, da? Aici avem 4, aici 4 și aici 7. Și aici au rămas 15 rânduri. Mai departe, următorul punct, ce facem? Începem și lucrăm, da? Lucrăm modelul. Deja v-am arătat cum mutați ochiurile pe față înspre mijloc, da? Ca să vă iasă acest romb și mergeți cu modelul romb, așa cum am făcut și pe față. Iar pe mânecă o să faceți înmulțiri, da? Înmulțiri până la răscroala de la mânecă de sus, da? Deci faceți pe toată lungimea interioară a mânecii. Înmulțirile se vor face în felul următor. Înmulțiri. Câte un ochi, de o parte și de alta, da? O să luați aici un jeteu, aici un jeteu, da? Iar pe dos o să le lucrați. În următoarele rânduri înmulțirile se vor face. O să lucrați 30 de rânduri, da? Cu modelul și cu așa și abia începând din rândul 31 o să începeți să faceți înmulțiri pentru că până atunci mâineca oricum se lărgește pe seama că treceți de la elastic la ochiuri pe față, da? Să țineți cont de asta, când treceți de la elastic la ochiuri pe față, ea automat se va lărgi. Și atunci nu va fi nevoie să faceți înmulțiri imediat după elastic, ci lucrați 30 de rânduri și faceți înmulțirile în următoarele rânduri, da? O să faceți așa, în 31, după aia în 41, deci din 10 în 10 rânduri, da? 51, 61, 71, da? Și 81. Asta este ultima înmulțire,
da? Uite așa. Aici aveți, da? 71. Ok? Deci pentru că eu cum am calculat? Eu am plecat de la o mânecă cam de 20 de centimetri, da? Și am vrut să ajung sus la cam la 40, cam așa. Și m-am gândit eu că dacă o să adun în rândurile, nu 40, scuze, 40 de centimetri este lungimea mânecii mele interioare, da? Și eu de la 20 de centimetri trebuie să ajung undeva la vreo 30 și un pic, da? Cât are la sub braț, este pentru mărimea S. Și atunci eu cum fac? Eu în ăștia 40 de centimetri îmi împart ochiurile astfel încât înmulțind să ajung la lățimea mea dorită. Și eu dacă am adunat aici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 ochiuri, îs practic echivalentul la centimetri care îmi trebuie mie. Dacă vreți să verificați, puteți să numărați 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vedeți? Sunt cam 7-8 centimetri, da? Este diferența dintre 20 cât avem noi jos la manșetă și sus trebuie să am în jur vreo 30, da? La subbraț, 30-31, da? Dar pentru că o să se mai întindă un pic la spălat, se mai aranjează, da? Deci cam atâta este. Întotdeauna puteți să calculați direct pe țesătură. Vedeți cam câte ochiuri corespund la câți centimetri mai aveți voi nevoie. Și m-am uitat așa din ochi și mi-am gândit că dacă adun 12 ochiuri, uitați, este exact dimensiunea asta care se adaugă la mânecă, da? La subbraț față de jos la manșetă. Revenind, am făcut înmulțirile astea, da? În ultimul rând, 81 s-a făcut înmulțirea, lucrăm rândul pe dos 82 și începând cu rândul 83 facem scăderile la mânecă, da? Deci răscroiala mânecii va începe începând cu rândul 83, da? Deci uite, o să spun aici 83, 84, 85, 86 până la 90, 88, 89, 90. Și cum fac? Cum am făcut eu scăderile, da? În rândul 83 am scăzut două ochiuri, da? Adică lucrați două ochiuri aici la început, de la margine, iar pe următoarele trei le lucrați împreună, da? Deci o să aveți minus două ochiuri. După aia, pe dos, o să închideți un singur ochi, o să eliminați, da? Pe față, iarăși, minus două. Dacă vedeți, este practic aceeași scăzătură pe care ați făcut-o și la răscroala mânecii, da? Este aceeași scăzătură. 0, după aia aici în 86 avem minus 1, 87 minus 1. Că eu mă uit că mi-am scris pe ciornă. După aia avem aici 0, minus 1 în rândul 89. Așa. Și mai avem, mai facem în rândul 91, am mai făcut eu o scădere, în 93, minus un ochi, și în 95, stați că nu mai cap pe aici, da? Uitați, așa s-au făcut, da? Aici s-au scăzut prima dată câte două, de două ori, după aia am scăzut câte un ochi pe față, încă o dată. În 83 scădem două ochiuri, în rândul 84 eliminăm un ochi, da? Vorbesc și de o parte și de alta. În 85, 2 și de o parte și de alta. 86, 1. 87, 1. Iar după aia în fiecare rând impar, da? Adică pe față tot am mai închis aici câte un ochi, câte un ochi, câte un ochi, da? S-a înțeles? Ca să iasă această răscureală, da? Bun. După aceea, am lucrat 20 de rânduri, da? Aici, fără să fac nicio scădere, da? Deci mai lucrăm. Mai lucrăm 20 de rânduri fără scădere, da? Rânduri fără scădere. Am ales să fac așa ca să iasă mai pe rotund aici sus la umăr, da? Uite, să vă arăt. Vedeți? Așa, se și vede, da? Aici n-am mai făcut scăderi 20 de rânduri. După aceea, am scăzut doar pe față. Am tot închis în, pe față. Ia asta să văd aici, da.
Deci începând cu rândul cât am avut noi aici, 107, da? Eu aici tot am mai numărat. Începând cu rândul, începând cu rândul 107, închidem câte un ochi, închidem câte un ochi de o parte și de alta, da? Că foarte mulți mă întreabă cum se face corect mâineca, răsculala la mâineca. Da? Vedeți aici. Pe față am tot închis aici câte două ochiuri, întotdeauna lăsați aici pe margine, da? Aici ați închis două, aici ați închis două, aici ați lucrat două împreună, aici ați lucrat două împreună, da? La asta mă refer. Lucrați două împreună, deci se elimină câte un ochi, da? Și am tot eliminat, da? Până am ajuns să-mi termin și rombul în același timp, da? Și vedeți aici, am mai lucrat încă două rânduri, 118 și în 119 l-am închis deja, da? Aici am lucrat doar pur și simplu toate ochiurile pe dos, ca să fie cât de cât modelul să se termine frumos, da? Deci nu e mare lucru, fac un rezumat, am început cu 46 de ochiuri, da? 46 de ochiuri, am împărțit, aici au rămas 16, aici au rămas 15, iar în mijloc pentru model avem 15 ochiuri. Am început să lucrez aceste romburi la fel cum am făcut-o și cum v-am arătat la față, da? După aia, ca să cresc mâineca, să o lățesc, am făcut înmulțiri din 10 în 10 rânduri, dar nu începând de jos, ci de la rândul 31, da? 31, 41, 51, 61, 71 și 81 este ultima înmulțire, da? Începând cu rândul 83, am început scăderile pentru răscureala mânecii. Iar răscureala mânecii conform schemei, da? În rândul 83 eliminați 2 ochiuri, în 84, adică pe dos un ochi, iarăși 2, iarăși un ochi, iarăși un ochi. După aceea, în fiecare rând pe față eliminați câte un ochi, da? Până la rândul 95, da? Până la 95, aici avem, tot s-au eliminat. După aceea lucrați până la 107, fără nicio scădere, da? În 107 începeți și iarăși pe față, tot închideți câte un ochi, da? Un ochi, așa, da? Tot închideți aici un ochi, după aia iarăși pe față, în fiecare al doilea rând, da? Și cu ocazia asta terminați și rombul de lucrat, iar la sfârșit mai lucrați două rânduri, pur și simplu ca să fie aici, cum să zic, să fie terminația frumoasă, da? Am mai lucrat pe dos, m-am întors, am lucrat pe față și după aia l-am închis, da? În total, făcându-se 119 rânduri și 14 ochiuri au rămas aici pe andrele, da? Deci aici au rămas sus 14 ochiuri, de să scriu aici. S-au închis 14 ochiuri la final, da? S-au închis 14 ochiuri, da? Dacă vreți să faceți mâineca mai mare, pentru mărimea M, pentru mărimea L, să zicem, pur și simplu aici mai lucrați încă 10 rânduri în plus, da? Nu e nicio problemă. După aia începeți și faceți scăderile, iar aici, în loc de 20 de rânduri, lucrați mai multe. Adică cam cu un centimetru la fiecare mărime, da? Să zicem că dacă lucrați mărimea M, eu aș face aici 90 și 3 de rânduri în loc de 83, da? Deci aș mai adăuga vreo 10 rânduri aici și aici aș mai adăuga vreo 5-6 rânduri, da? Pentru mărimea L aici aș lucra, nu știu, vreo 12 rânduri în plus, adică mă refer pe lungimea mânecii. Iar aici vreo, iar 7-8, că diferența nu e mare aici la răscroială. Voi vă măsurați răscroile, da? Toată diferența la mânecă puteți să o faceți din această porțiune unde nu faceți scăderi. Iar scăderile astea puteți să le aplicați la orice mărime. Astea de aici și astea de aici. Doar porțiunea asta puteți să lucrați un pic mai lungă, da? Dacă aveți mărime mai mare. Iar aici o să fie și mai lată, deci zic că o să fie ok. Automat ce aici se lățește, se va lăți și aici.
și aici se va lungi puțin pentru că voi o să aveți nevoie de mai multe rânduri ca să terminați mâine, ca da? Bun. Am explicat destul de, am anunțit, zic eu, acum urmează să coasem toate părțile, da, cele două mâineci, fața și spatele, și să vă arăt cum facem gulerul, da? Bine. Ne revedem la voi în câteva secunde, la mine probabil că mâine. Să termin în seara asta de cusut și de, da? Bun. Revin. Am revenit, am cusut fața și spatele, n-am cusut mânecile pentru că m-am gândit că o să fie mai ușor să fac guler înainte și după aceea cus mânecile. Cam așa arată puloverașul nostru în acest moment, ca o vestuță, uite și idee de vestă, îi mai faceți gulerul și mânecile și aveți și vesta gata, tutorialul. Bun, pentru a lucra gulerul o să fie nevoie de o croșetă din asta fără mâneri. Nu sunt bune la croșetat lucruri cap-coadă, dar sunt bune pentru, uite, pentru ridicat ochiuri și alte alea, chestii de ascuns ochiuri și multe alte chestii la tricotat. Bun, ca să nu mă mai bâlbâi. Și andrelele cu care ați lucrat, bineînțeles, pulover, da? Același număr. Puteți să luați un număr mai mic, cum vreți. Eu am decis că o să folosesc același număr. Nu mai stau să iau un număr mai mic, că este în regulă. Și o să procedăm în felul următor. Vedeți că aici pe margine aveți aceste ochiuri, da? Ochiurile de margine care se văd foarte, foarte pronunțat așa. Și acum ce o să facem noi? O să ridicăm, plecând de la aceste ochiuri de margine, o să ridicăm alte ochiuri de la care o să prindem gulerul, da? O să iau undeva unde ăsta e mijlocul. Ăsta e capătul care trebuie ascuns. Și o să introducem croșeta prima dată în mijlocul ochiului, da? În mijlocul acestui ochi de margine și o să tragem primul ochi, lăsăm un capăt în spate. Toate aceste capete la final se ascund în țesătură. Vezi că am prins aici, cred că am prins și celălalt capăt. Așa. Da? Deci lăsați un capăt în spate și prindeți ața și o trageți prin mijlocul ochiului. După aceea introduceți croșeta în fața ochiului, în mijloc, și mai ridicați un ochi, da? Și tot așa până la capăt. Singurul lucru, să fiți atenți, să numărați numărul de ochiuri să fie egal atât pe latura dreaptă, adică atât pe latura dreaptă cât și pe latura stângă, da? Ca să nu fie gulerul într-o parte mai lat și într-o parte mai îngust. El teoretic, având în vedere că noi am făcut același număr de rânduri de ochiuri, da, ar trebui să fie la fel, dar mai asigurați-vă încă o dată și numărațiile, da? Și tot așa, uite, ridicați ochiurile, da, din fiecare latură a ochiului de margine. Se vede? Vreți să dau mai aproape? Haideți să dau mai aproape ca să vedeți mai bine ce fac eu aici, da? Odată introducem croșeta în mijloc și tragem ochiul și odată o introducem pe lateral, da? Bun, și v-am zis să le numărați. Periodic, transferați aceste ochiuri pe andrele, da? Vă arăt imediat la ce mă refer, da? Uitați, când s-au adunat suficiente ochiuri pe croșetă, de-aia v-am zis că e bine să aveți și croșete din astea fără mâineri, că sunt bune și astea, și le treceți frumos pe andrea și tot așa de jur împrejur. Ulterior, după ce ați trecut toate aceste ochiuri pe andrea, lucrați cu rânduri dus întors, elasticul unul cu unul o să facem, da? Iar lățimea gulerului o stabiliți voi în funcție de cum doriți, da? În regulă, s-a înțeles? Eu cred că o să mă opresc aici cu tutorialul. O să lucrez câteva rânduri și o să vă arăt rezultatul, da? Deci cam așa. Și așa, apropo, așa puteți să procedați și la mâineci, de exemplu, puteți să faceți, sunt acele mâineci încastrate, da?
când se pleacă de la ochiurile de la mânecă, se încarcă ochiuri pe andrele și se lucrează mânica de sus în jos, da? Deci este aceeași tehnică, v-am arătat-o de mai multe ori în numeroase tutoriale. Bun, deci lucrăm gulerul, v-am zis, cu rânduri dus întors, da? Așa, dragii mei, după cum v-am spus mai devreme, eu am mai lucrat câteva rânduri, adică, nu știu, cam 7 cm de guler, vedeți, cu dus întors, iar acum urmează să prind, vedeți, să prind frumos aici o parte din guler și aici frumos coacul, da? O coaseți aici și aici. Bun, așa, ca să știți, mie mi-a intrat, el acum pe masă nu arată așa cum trebuie, pe când îl îmbraci arată foarte bine, sau când îl pun pe manechin. Aici mie mi-au rezultat că am luat 60 de ochiuri pe andrele, ca să știți, poate vă interesează. Iar aici la spate vreau să vă mai menționez ceva, nu le-am numărat câte au fost, dar când ridicați ochiurile de aici de la spate, unde voi ați închis practic pe mijloc pentru răscoreala gâtului ochiurile, luați câte unul, da? Nu cum am făcut aici, că din fiecare ochi am tras două, da? Pe croșetă. Aici eu am scos doar unul, da? Ca să corespundă, vedeți, fiecărui rând de aici, corespunde un ochi, unul pe față, unul pe dos, da? Fiecărui rând de la spate. Și cam asta e tot. Toată treaba cu acest tutorial, eu termin de cosut și spăl pluvărașul, îl las puțin în apă cu detergent, după cum v-am povestit, detergent lichid, după aceea îl scurg un pic și îl las să se usuce frumos pe un cearșaf. Mă bucur dacă v-ați făcut și voi câte un plovăraș din asta, dacă nu este cazul să vă faceți, pentru că este foarte frumos, după cum ați văzut și la începutul videoclipului, arată foarte elegant, puteți să folosiți ce fire aveți, nu este nicio problemă. Reamintesc că firul pe care l-am folosit eu este Alize Angora Gold, este un fir foarte moale și se simte ca vata așa pe haine, pe corp, da? Bun! Mulțumesc că m-ați urmărit, mulțumesc că ați tricotat cu mine, vă doresc o zi extraordinară și nu uitați să vă bucurați de zilele astea călduroase și frumoase și să vă plimbați în aer liber mai mult, da? Vă pup, pe curând, pa, pa!